zile semnifică Ziua Internațională a Romilor, care a fost înființată în anul 1990 în Varșovia, capitala Poloniei, în cel de-al patrulea congres al Uniunii Internaționale a Romilor. În această zi se organizează activități pentru a aduce aminte de originile romilor, limba, cultura, de unire și păstrarea identității. Centrul European pentru Drepturile Romilor ne reamintește în această zi că în momentul de față romii sunt în continuare cea mai discriminată etnie din Europa. Violență, rasism și discursurile violente la adresa romilor au loc frecvent. Mai mult, nu au același dreptul de angajare, educație, servicii de sănătate, servicii sociale și publice. La romi este o problemă. Romii încearcă să nu-i dea la școală pe copii din cauza sărăciei. Noi pentru asta luptăm. Pentru educare. Da, pentru educație. Noi luptăm pentru să nu fie abandon școlar la noi în județ, ceea ce de obicei în comunitățile rome se întâmplă cam des din cauza sărăciei și lipsa locurilor de muncă. Etnia romă vine la partid, ajutați, cer ajutor? Da, sunt, de exemplu, cetățenii romi, sunt foarte multe probleme cu actele de identitate și cu actele de proprietate. Ceea ce noi vom face o cerere spre Agenția Națională de Rom pentru un proiect pentru a face actele de proprietate a minorităților rome. Să fie promovat în Parlament? Nu în Parlament. Este Agenția Națională de Rom pentru proiect. Da. Aceste proiecte sunt finanțate de Uniunea Europeană. Filiala Arad s-a extins în județ. Da. Deci avem 13 subfiliale și vrem să înființăm cel puțin 4 subfiliale noi, unde avem ponderea de rom, spunem noi, destul de mare. Iar în cele 13 subfiliale înființate pe care le avem, avem peste 4.000 de membri. Mă numesc Covaș Gheorghe, am 45 de ani, am ambiție, sunt foarte optimist și sper din tot sufletul, pentru că am o ambiție și momentan în viață, tot ce mi-am propus mi-a cam ieșit. Și să sperăm că și în politică, cu ajutorul lui Dumnezeu și implicarea mea, bineînțeles, asupra comunităților de rom, să sperăm că voi ajunge unde voi dori. Ce îi îndemnați sau îi sfătuiți pe rom ca eu să vină? Eu îi sfătuiesc pe rom să meargă cu Partidul Pro-Europa mai departe pentru a nu fi discriminați sau dați la o parte, pentru a se putea lupta pentru drepturile lor. Ceea ce ar însemna la voturi fiecare să voteze etnia lor ca să putem avea oameni în primării ca să le poată apăra drepturile.